Persoanelor care foloseau strada Ice Brătianu drept cale de acces în orașul Mioveni, li s-a interzis să treacă peste podul care în curând va fi demolat. Pentru a nu le bloca circulația, muncitorii firmei care se ocupă de lucrări le-au amenajat o punte de legătură pe unde pot traversa râul în siguranță. S-au amenajat o punte pietonală pentru trecători, care are toate condițiile, mână curentă, tot ce trebuie. Și unde s-a amenajat în ce parte? În partea dreapta vechiului pod, în aval. Se bate decât cu piciorul? Decât cu piciorul. Căruțele sunt interzise. Circulația pe strada Ice Brătianu va fi oprită pe o perioadă de 6 luni, timp în care se va lucra intens pentru ca la final această zonă de intrare în localitate să capete o altă față.